Paragraful 2. Lupta cu corupția. Primul punct. Introducerea în codul penal a unor prevederi de înăsprire a pedepselor pentru crime legate de corupție. De la 15 ani de închisoare și mai mult. Dacă n-ați teamă a și de sus iei bani, azi îi scapă prin ștrafuri, prin uslovnă. De asta 15 ani de închisoare și mai mult pentru corupție. 2. Anularea imunității pentru deputații Parlamentului Republicii Moldova. Baldeojul ăsta trebuie terminat. 3. Adoptarea legii cu privire la ridicarea de drept a mandatelor de deputaților fugari. Băi, oameni buni, nu v-ați săturat de prodaja deputatov pe одному, оптом и в розницу? Cred că trebuie oprit.